Continuă emisiunea Dealea Buzoianului împreună cu domnul primar Constantin Toma. Vorbim despre ce se întâmplă duminică, vor fi alegeri și așa cum știți, domnul primar Constantin Toma reprezintă candidatul PSD. Dar vorbim puțin, domnule primar, și despre municipiul Buzău. Am văzut că încep deja să se monteze luminile festive. A durat un pic licitația mai mult. Ce s-a întâmplat? Da, deci au participat mai mulți candidați și a trebuit comisie și vă dați seama, legea asta a achiziției publice este o lege care te obligă să faci și este normal să faci anumite proceduri și le-am făcut. În sfârșit avem un câștigător care s-a apucat deja să facă montajul în oraș. Am început pentru iluminatul ornamental, iluminatul ăsta de Crăciun. Și dacă îi zicem de Crăciun, de ce să-i dăm drumul pe 15 noiembrie ca la Sibiu, că mi se pare foarte comercial așa și nu cred că ăsta este spiritul. Se face ca să vinzi mai multă marfă oamenilor, da? Nu cred că asta este adevăratul spirit al Crăciunului. Am început să se monteze patinorul artificial, să se construiască căsuțele. Bineînțeles, am identificat doi brazi de braz, nu braz artificial, braz care sunt mai și miroase a brad, dar nu cu parfum, cu așa, din natural. Și bineînțeles că vom aprinde luminile pe 1 decembrie, vom avea iluminat public ornamental, probabil Calea Eroilor, cu tot Bulevardul Unirii. Am început inclusiv pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, vom continua cât vom putea, deci ajutăm și noi cu tot ce putem, astfel încât probabil încă câteva zile după 1 decembrie vom avea tot Buzău iluminat frumos de Crăciun. Mai mult de atât, deci inaugurarea se va face de Ziua Națională pe 1 decembrie, când vom avea și invit toți buzoienii și mai ales copiii și tinerii la cea mai mare defilare militară care a avut probabil loc vreodată la Buzău, inclusiv cu mai multe formații de avioane, elicoptere, tancuri și o mulțime de echipamente militare, pentru că, așa cum se știe, la Buzău este cea mai mare armată activă a României, care coordonează armata din 24 de județe. E un lucru foarte important. Și o premieră, care, cel puțin de când sunt eu primar aceea, adică de vreo 3 ani jumate n-am mai fost, am fost selecționați de televiziunea română să se facă transmisiuni directe de aici, de la Buzău, de la București și de la Alba Iulia. Ceea ce este un lucru absolut frumos și care ne ajută și în promovarea Buzăului. După ce se va întâmpla acest lucru, asta se întâmplă începând de la ora 10, la ora 16 va începe spectacolul din Piața Dacia, care, bineînțeles, va fi pe tot parcursul zilei, inclusiv spre seară. Îmi dă mesaj Viorica. Da. Și oare ce o spune, da? Da, o să mă... Ce vă transmite? Poate ne spuneți în timp util. Mă încurajează că fac lucruri bune la Buzău și o laud aici. Sunt sigură, da. Da, bineînțeles. Vă încurajează. Și deci va fi frumos. Bineînțeles, vor urma spectacole pentru Crăciun în permanență. Deci va fi un lucru foarte frumos ca de obicei. Vom avea de Revelion un program iar foarte, foarte interesant. Deocamdată îl ținem secret. Să negociază așa cu... Secret până când? Când vor afla buzoienii ce vor vedea de Revelion? Semna contractele, pentru că înainte să semnăm contractele nu pot să vorbesc. Încercăm să aducem cel puțin două nume mari la Buzău. Și, bineînțeles, dacă ne mai ajută vremea, că tot pregătire pentru Crăciun este și pentru închiderea anului, dacă ne mai ajută vremea, adică să avem temperaturi pozitive 6-7-8 grade pe timp de zi, să încercăm să terminăm ce am început pe strada Transilvaniei. Ne-am apropiat dinspre Verneș, ne-am apropiat până la fabrica de bere, până aproape de rond acolo, pe un sens, și bineînțeles vom intra și pe cel de-al doilea sens, care a început dinspre Verneș și l-am dus undeva la vreo 330 de metri și vom să terminăm și bineînțeles cu toate trotuarele din centru și mai avem vreo 20 de străzi unde s-au înlocuit acele celebre conducte de azbeciment, celebre între ghilimele, și suntem pe ele și cu asfaltarea acum. Bineînțeles, alte străzi, gen Vulcan și alte străzi pe care s-au înlocuit rețelele de gaze, dar și aceste străzi arătau foarte prost și atunci am decis să le asfaltăm în întregime, inclusiv trotuarele.
Știu că aveți un proiect pentru locuințele de pe Cuza Vodă cu impozitul acela de 500%. Nu e numai de acolo. Deci sunt că am fi făcut o diferențiere și nu ar fi fost corect. Deci noi am dat către toți proprietarii de case din tot municipiul Buzău un notificăr pe care i-am anunțat că dacă nu-și întrețin casele, deci impozitele pentru anul viitor vor fi de 500%. De la 1 ianuarie? De la 1 ianuarie, bineînțeles. Ce trebuie să facă exact pentru a scăpa de un astfel de impozit? Trebuie să facă, o parte au făcut deja, adică să își întrețină casa, fațada, ce este în interior, e proprietatea omului, dar nu putem să suferim cu toții, dacă vreți, vizual și să arate orașul murdar și din cauza locuințelor. Bineînțeles, asta este o primă etapă, mai avem o etapă, dar trebuie rezolvată în anii viitori. Nu prea putem interveni ca primărie când avem cum că e proprietate privată, ce vom face cu blocurile care arată și ele foarte, foarte urât. Bineînțeles, noi am început un program cu vreo 12 blocuri deocamdată, sper să mai obținem și pe viitorul mandat financiar al Uniunii Europene 2021-2026, să încercăm să mai prindem, dacă mai fi un astfel de program, să reabilităm blocurile pe bani europeni. Din păcate, am mai făcut apel, s-au înscris puțin, m-am dus inclusiv personal acolo, lângă avion, la unul dintre cele mai înalte blocuri din Buzău și i-am convins pe oamenii de acolo să semneze și să poată intra și ei în proiect și le mulțumesc că au acceptat până la urmă. Dacă tot vorbeați de avion, o să avem și locomotivă la gară, nu? Domnul, de ce nu? Este o locomotivă din patrimoniul cultural național. Anul viitor facem 150 de ani de la inaugurarea căii ferate București-Buzău, de la inaugurarea primei fabrici, de fapt, din Buzău, depoul CFR Buzău, pentru că acest depou era și fabrică. El producea piese pentru calea ferată atunci, la început de drum, în România. Deci această cale ferată a fost inaugurată inclusiv în prezența regelui Carol I. Ceferiștii alături de armată sunt o componentă importantă a comunității noastre. Gândiți-vă că acest cartier Mihai Viteazu a fost făcut pentru ceferiști în primul rând, poșta la fel, și pentru poștați, dar și pentru ceferiști. Republicii, care este într-o stare foarte proastă acum cu trotuare, cu tot, dar o avem și pe aia în program pentru asfaltare. Și dorim să punem în valoare Buzău și pe această parte de recuperare a istoriei, de ce nu? Pentru că ne ajută chestia asta și în educația tinerei generații, dar să știm și de unde am plecat, ca să ne creăm acele repere, referințe pentru evoluția noastră viitoare. Și bineînțeles, plăcuța de rigoare cu ce înseamnă istoria CFR-ului în municipiul Buzău. De când va fi locomotiva amplasată acolo? Va fi în primăvară, o avem deja adusă de la depoul de la Ploiești și va fi ok. Deci în primăvară o să avem, este deja aici și un lucru important, s-au cumpărat materialele, s-a făcut protocolul de dare în custodie, pentru că rămâne în proprietate, e patrimoniul cultural național și este bine să fie acolo, pentru că și gara Buzău este o gară veche. Venim și pe fondul ăsta de dezvoltare și investiții și vom asfalta, inclusiv vom face trotuarele cu dale, inclusiv pe George Emil Palade, fosta stradă Tudor Vladimirescu, care duce până la HD-ul de aici, de la colțul Palatului Comunal, dar și de la HD-ul până la strada Gării. Deci vom avea și până în acel viitor rond, pentru că el nu prea este rond acum. Vom discuta și cu poliția să vedem care e cea mai bună soluție. Să îmbunătățim și traficul odată cu locomotiva, să nu se producă un accident acolo, uitându-se oamenii la locomotivă. Da, revenind acum la ziua de duminică, pentru că vor fi alegeri, așa cum știm, în turul 2 au intrat domnul Klaus Iohannis și doamna Viorica Dăncilă. De ce credeți dumneavoastră că e important ca oamenii să iasă la vot? Asta pentru că am auzit foarte mulți nehotărâți. Doamnă, mai sunt și dezamăgiri. Deci după ce s-a mai întâmplat în ultimul timp așa, deci cunosc om care l-a votat pe Klaus Iohannis și nu mai vine la vot. Nu vrea să o voteze nici pe Dăncilă. El n-a votat niciodată PSD-ul. E chiar un amic. Da, fiecare cu alegerea lui, asta este. M-a dezamăgit, nu vin la vot. Nu mai vin deloc.
Și s-ar părea că sunt mulți în această situație și pe undeva participarea la vot ar fi undeva de 40-42%. Și că s-au făcut și niște sondaje. Nu le-am văzut, dar ce am. Dar vi se pare important ca oamenii să vină la vot sau să stea acasă dacă sunt nehotărâți? Nu, trebuie venit la vot. Indiferent de situație, trebuie venit la vot. Deci, odată la 5 ani îți alegi președintele care trebuie să fie liderul României, să te inspire, să te apuci de treabă, să faci ceva din țara asta. Dacă dormi ca domnul Iohannis 5 ani de zile, nu o să te inspire. De ce, domnul primar? L-ați văzut dumneavoastră cum a dormit 5 ani de zile? Păi deocamdată n-a făcut nimic. A făcut, dar fiind o emisiune în care nu vorbim de candidatul PNL, nu o să vă rog să spuneți ce a făcut. PSD-ul a făcut. Ce a făcut? Toți ăștia. Foarte doamna Dăncilă, ce a făcut? Că spunea că ar putea compara mandatul de primar, de premier Buzău, cu... Ascultați-mă, inclusiv pentru Buzău. Deci m-am dus la dumneavoastră, domnule, am rămas foarte surprins. Bineînțeles cu Marcel Ciolacu, ca să intru repede. Putea să... Singura ați fi așteptat la ușă, fiecare primar, probabil, fiecare primar în această țară, pe coada mare, vă dați seama. Deci m-a băgat, erau 6 miniștri la ușă și Marcel m-a băgat în față. Adică, bă, cum a venit, ora care a stabilit-o, bineînțeles că nu e așa, am intrat. Se punea problema podurilor din Buzău, ne-a picat acel pod la, aici la Marghiloman, aveam celelalte două poduri în pericol dincolo la Metalurgica, era Fondul de Dezvoltare și Investiții. Doamne, vreau să vă spun pe cuvântul meu, că atunci că eu am criticat-o, cum l-am criticat și pe Dragnea, foarte dur când era cel mai puternic. Pe urmă, când a venit, da, nu v-ați răzgândit atunci. Cu domnul Dragnea? Da, da. Niciodată. Ați rămas pe aceeași linie. Acum v-ați răzgândit un pic, ați oscilat. Doamne, nu? Încă o dată, nu s-a văzut tot ce am spus acolo. Doamne. Vedeți că a fost o chestie de spectacol. A fost spectaculos, da. Nu spectaculos. A muțit sala și pe urmă m-au aplaudat. Ce să facem? S-au gândit un pic, și nu? Pe urmă și-a notat treaba asta acolo. Băi, era ca o elevă și nota pe hârtiuță și pe cuvântul meu dacă nu s-a întâmplat toate. Și mi-a plăcut chestia asta, domnule, am vorbit și când ne-am ridicat, aici mai este o chestie foarte mișto. Și Marcele, mi-a sărutat mâna normal, în biroul dumneai, și eram cu Marcel, și Marcele o spune și pe aia cu aeroportul. Și că ai bun, ai obținut destul. Spuneți, domnul primar, doamnă, la Buzău, uite, am făcut studii, am făcut, ne trebuie aeroport la Boboc. Și am explicat că trebuie, uite, domnule, în Transilvania aia care vorbește toată lumea că e dezvoltată și cei mai deștepți primari din lume sunt acolo. Și ăștia sunt proști, inclusiv primarul de la Buzău. Au 14 aeroporturi, din care 11 internaționale. Toate autostrăzile se fac acolo. Și am venit cu o hartă, doamna Magda, și am arătat că pe sudul României, Carpații de Curbură, sudul Moldovei, sunt doar două aeroporturi. București și Craiova. Deci, pe o rază de 110 km, atenție, sunt 3 milioane de locuitori. Vorbesc de sudul Moldovei, Carpații de Curbură. Dacă mai punem că într-o 110 km pe orice ne ajungi până la universitate, deci ar fi vreo 5 milioane. Nu-i punem pe aia de la București, oricum i-am depășit. Punem pe ăștia la alții. Ce facem? Deci, ca să ai dezvoltare, trebuie să ai infrastructură, inclusiv aeriană. Și ce v-a spus doamna Dăncilă? Numai să ne plimbăm. Pe cuvântul meu, domnul primar, faceți-mi raport, am făcut raportul. M-am dus și cu hartă. Am vorbit cu toată lumea, cu toți specialiștii de la Boboc, mi-au dat informații extraordinare. Am făcut un memoriu, l-am băgat oficial, acum probabil va zace acolo. Dar bineînțeles, voi ieși și public. Am făcut înainte de treaba asta lobby la toată conducerea armatei, inclusiv la actualul ministru, domnul general, 4 stele, Nicolae Ciucă, care este un om extraordinar și care a intrat ca independent aici, nu ca membru al Partidului Național Liberal, este un specialist, un om de suflet, îl cunosc personal, vă spuneam, și care m-a încurajat, domnule, armata ajută dezvoltarea țării. Mi-a plăcut foarte mult când era șeful statului major general al armatei și m-a încurajat, am vorbit și cu Marcel, mă, uite, am vorbit și cu domnul general, este de acord, și am aruncat-o și la prima ministră și doamna și-a notat pe aceeași hârtiuță acolo că e care l-avea și Marcel a zis, acum am băgat-o și pe aia cu aeroportul, uite că e de acord. Și a fost frumos. Deci v-a impresionat. Da, nu să pic jos așa, că nu sunt impresionat de orice așa, da? Dar cum să spune, este un om cu care comunici, doamne, și îl simți că este de acord cu tine, este un lucru foarte important. Da, e bine de știut. E bine de știut că vă doriți ca oamenii să iasă la vot duminică. Comunică. Auzeam de la un prieten de la Sibiu, că da. Eu vorbesc din calitate de primar acum. Așa. Claus Iohannis n-a ținut nici măcar o audiență cu... Îl cunoașteți personal pe domnul Iohannis, domnule primar? Nu, am dat numai de câteva ori cu... Păi și atunci eu zic să așteptați să-l cunoașteți personal, să vedeți cum comunică. N-am cunosc personal. De ce?
Cum adică zis nu că dizolvă PSD-ul și scoate toți primarii PSD din țară. Știți că președintele nu are astfel de atribuții. Păi n-are, dar dacă îi incită da. Pe ăștia de la... Pe ăștia de la de sunteți la... un partid puternic. Eu știu că de ani de zile sunteți în picioare. De acord, eu în sper picioare. Să ne resetăm și să nu să facă vreo prostie, să... Ca așa cum spuneați dumneavoastră, singuri ați rezolvat câteva probleme care au stricat imaginea partidului. Ce-ți faci cu mâna ta? Da, cum conducătorul. Așa că nu mai dați vina pe alții, încercați să reușiți să mergeți mai departe în echipă. Să puțin acolo la București, să sperăm că se vor schimba lucrurile în bine. În toate partidele, pentru că, vedeți dumneavoastră, după Revoluție, 15 ani a fost dreapta și acum va urma al 16-lea an de dreapta și doar 14 ani de stânga. Și toată, și toată, deocamdată conduce dreapta. Și partidul este diabolizat. Bă, toate prostiile le-a făcut numai PSD-ul în țara asta. Românii în diaspora au plecat numai din cauza PSD-ului, au plecat din cauza unui sistem prost construit. De la început până la sfârșit, din 90 până acum. Domnule primar, mai am o întrebare tot legată de candidatul PSD. Știu că astăzi la conferința de presă ați avut un fel de dezbatere cu domnul Iohannis. Adică ați spus ce întrebări v-ar fi plăcut să-i adresați domnului Iohannis. Acum aș vrea să vă întreb ce întrebare ați vrea să-i adresați doamnei Dăncilă, dacă ar fi așa o întrebare pe care ați vrea să-i adresați și n-ați avut ocazia. Da, e o întrebare corectă din partea dumneavoastră. Deci dacă ar fi să o tratez cum au tratat-o cei 8 ziariști pe domnul Iohannis, cum va simți ca președinte? Asta ați întrebat? Domnul Iohannis a fost întrebat cum va simți ca președinte? Eu aș întreba-o pe doamna Iohannis, pe doamna Dăncilă, cum va simți ca viitoare președinte? Nu, întrebarea ar ține tot de exemplu de ce ar face în politica externă românească. Pentru că mă întorc din nou la Iohannis. Nu s-a obținut viza Schengen? Bă, doamne, chestii... Deci președintele nu-i dai sarcini. Sunt alea care spun Constituții. Politica externă 99% ia președintelui. Dar haideți să vorbim foarte serios. Nu s-a obținut viza Schengen. Atenție, este de etnie germană, Germania conduce Uniunea Europeană și putea să obțină chestia asta. Inclusiv cu olandezii care și ăștia pro-germani, nu s-a întâmplat. Nu am obținut viza pe SUA. I-a dat domnul Donald Trump. S-a întâlnit de două ori, inclusiv înainte de alegeri, ca să transmită un semnal puternic. Ăsta este alesul nostru. Da. Atenție, și-a primit o șapcă și-am pierdut Basarabia, doamnă. Deci toate orașele importante, toate raioanele, inclusiv Chișinău, domnule primar, vă repet că ar trebui să avem și un reprezentant PNL în studio ca să dea replică. Oamenii știu ce a făcut fiecare în parte, de aceea e bine că românii îi cunosc pe cei doi candidați. Bravo, ar fi bine să o întrebați pe doamna Dăncilă, asta să aflăm și noi. Să aflăm și noi ce o să facă în politica externă. Și aia sunt tot român, doamna. Da, e adevărat. Și spuneam mai devreme că e bine că aveți un îndemn pentru ca oamenii să iasă la vot. Asta pentru că s-a tot auzit în campania electorală că o prezență mică la vot ajută PSD-ul. Deci sunteți de acord că oamenii trebuie să iasă la vot? Trebuie să iasă la vot și mai ales nehotărâții. Deci eu aș face ca în Italia sau ca în Grecia, de exemplu, că stări tot din Uniunea Europeană, în care votul este obligatoriu. Nu vii la vot, ești amendat. Și amenda este mare. Atunci și... poate am avea și noi prezență, măcar de 90%. Este normal să fie așa, indiferent. Domnule, spune ceva, pentru că, bun, e democrație, dar democrația, dacă stăm acasă și dormim, poate să vină vreun nebun la putere și confiscă țara. Și noi n-am ieșit la vot. Și e bine? Nu e bine. Trebuie să meargă toată lumea la vot. Aveți dreptate, e bine de știut că avem doi candidați, puteți alege pe oricare dintre ei. Domnul primar astăzi a venit să o susțină pe doamna Viorica Dăncilă. Un ultim mesaj pentru telespectatori, așa un mesaj electoral, domnule primar. Minut. Nu știu ce e la mesaj electoral, toată lumea adică la vot. Votați-o pe... Și să o voteze pe Viorica. Așa. A zis bine? A zis bine, da. Bun, domnule primar, vă mulțumesc mult pentru prezență. Sănătate succes la toată în lumea continuare. Și duminică nu va ploa, nu va ninge. Deci să iasă lumea la vot, clar. Da. Vă mai așteptăm în studioul nostru, spor la treabă. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, urmează jurnalul. O seară bună, la revedere!